La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut a doua ediție revizuită și îmbogățită a volumului Comori ale Ortodoxiei, semnat de prefericitul părinte patriarh Daniel. Lucrarea conține în cele aproximativ 460 de pagini studii, articole, conferințe și meditații elaborate de întâi bisericii noastre în anii de doctorat în România, Franța și Germania, precum și în anii de profesorat la Geneva, București și Iași. În prefața volumului Comori ale Ortodoxiei, Explorări teologice în spiritualitatea liturgică și filocalică, prefericitul părinte patriarh Daniel arată faptul că lucrarea scoate în evidență bogăția spirituală a vieții creștine ortodoxe, luminile existențiale, vindecătoare și mântuitoare ale credinței în Hristos Domnul, prin care ne-a fost descoperită taina iubirii veșnice a preasfintei trăimi și dăruită posibilitatea vieții veșnice Comoara care nu piere niciodată. Unele dintre lucrările apărute în carte au fost scrise inițial în limba română, altele în engleză, franceză sau germană, unele fiind publicate apoi și în reviste teologice românești. Astfel, în vederea publicării într-un nou volum, textul inițial a fost revizuit, îmbogățit și adaptat pentru a fi mai actual și mai accesibil cititorilor. De asemenea, ediția întâi tipărită în anul 2007, a fost îmbogățită cu 10 studii și articole. Toate acestea au fost publicate potrivit întâi stătătorului bisericii noastre, cu speranța pastorală și misionară că lectura lor va îndemna pe cititorul confruntat cu umbrele și vidul secularizării să caute mai intens sfințenia și să adune în suflet cât mai multe comori de lumină harică din luminile necreate și neînserate ale împărăției cerurilor. Cele mai noi apariții editoriale, printre care și volumul de față pot fi achiziționate prin intermediul site-urilor cărțibisericești.ro și colportaj.ro sau prin comandă la tipografia arond .ro sau editura arond